Noi înregistrăm cel mai mare număr. Andreea este anul 5 la Facultatea de Medicină din Constanța. Ea s-a implicat în numeroase proiecte și campanii de informare pe tema educației sexuale. Motivul principal este situația alarmantă în care se află țara noastră în ceea ce privește sarcinile în rândul minorelor. Noi vorbim practic de o prevenție. Deci înseamnă toate prevențiile legate și de educația sexuală, deci bolile cu transmitere sexuală, sarcina la adolescente, care la momentul actual noi înregistrăm cel mai mare număr de adolescente mame. Dacă nu mă înșel, în 2019 în România au fost undeva la 735 de mame minore sub 14 ani. Am înțeles. Și ce mai pot învăța elevii dacă se numește educație pentru sănătate? Bănuiesc că nu o să învețe doar despre educația sexuală. Bineînțeles. Vorbim inclusiv de igienă, ce aici ne axăm mai ales către publicul din mediul rural. Ce înseamnă igiena pentru fiecare sex în parte, atât pentru fete cât și pentru băieți, ce înseamnă igiena, iată, colectivă în contextul pandemiei. Vorbim inclusiv de problemele adolescentine. Andreea crede că este important ca părinții să știe exact ce fel de informații ajung la copii. Se poate înțelege cumva îngrijorarea prin obligativitate, pentru că tu, practic, ca părinte vrei să știi exact cine vorbește cu copilul tău, da, despre totuși niște subiecte intime. Da. Sau mai puțin comune. Educația sexuală rămâne însă un subiect tabu. Mulți părinți nu sunt de acord cu implementarea acestor clase, iar instituțiile religioase își arată și ele reticența. Parlamentul a votat predarea educației sanitare doar cu acordul scris al părinților. Președintele Klaus Iohannis a contestat la Curtea Constituțională această decizie.